Un italian în vârstă de 64 de ani, bănuit de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, contrabandă și braconaj, a fost identificat pe raza localității Călinești de către polițiștii serviciului arme, exploziv și substanțe periculoase. Polițiștii specializați în domeniul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase au efectuat o percheziție domiciliară pe raza localității Călinești, în urma căreia au găsit și ridicat în vederea cercetărilor 4 arme de vânătoare, 1029 de cartușe aferente armelor și un fazan. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a constatat că bunurile aparțin unui italian care locuiește fără forme legale pe raza localității Călinești și care nu este autorizat de autoritățile române pentru a deține, purta și folosi arme și muniții. Bunurile găsite în urma percheziției au fost ridicate, iar polițiștii continuă cercetările sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria Sighetu Marmației pentru documentarea întregii activități infracționale a bănuitului.